Primăria municipiului București a înregistrat în data de 1 august 2018 o adresă transmisă prin e-mail prin care Federația Românilor de Pretutindeni informează că renunță la organizarea mitingului din data de 10 august din Piața Victoriei. Prin această scrisoare, Federația ignoră cu bună știință faptul că protestul a fost autorizat, așa cum s-a comunicat public, și încearcă să inducă ideea că a primit doar o negație la solicitarea de a organiza această manifestație. Primăria Capitalei a comunicat oficial că mitingul a fost autorizat imediat după întâlnirea primarului general cu toate instituțiile implicate în desfășurarea adunărilor publice în data de 23 iulie. Primăria a aprobat organizarea mitingului găsind soluția pentru siguranța participanților. Întrucât cererea viza organizarea unui miting cu 1 milion de participanți în Piața Victoriei, un spațiu insuficient pentru un număr atât de mare de oameni, aprobarea a survenit numai după ce, în colaborare cu instituțiile de resort, a fost stabilită extinderea spațiului destinat adunării publice în cauză. Primăria Capitalei a invitat ulterior organizatorul la o întâlnire comună cu reprezentanții tuturor instituțiilor responsabile de ordine, liniștea publică și siguranța cetățenilor. Organizatorul a transmis la acea dată că nu poate lua parte la această ședință de lucru din cauza imposibilității de a reveni în țară. Decizia comisiei a fost de a autoriza mitingul cu condiția ca zona anunțată inițial să fie extinsă și cu arterele adiacente. După întrunire, când i s-au comunicat rezultatele întrevederii, organizatorul a anunțat telefonic că va veni în data de 10 august să ridice protocolul aprobat. Potrivit legii 60/1991, organizatorul unei adunări publice are obligația să ia legătura cu câteva zile înainte evenimentului cu Poliția Capitalei, Brigada Rutieră, Poliția Locală a Municipiului, Jandarmeria, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, Serviciul de Ambulanță, pentru a stabili concret împreună cu autoritățile detaliile tehnice legate de organizarea mitingului, în deplină siguranță pentru participanți, cât și pentru bucureștenii care se vor afla în acel perimetru sau în zonele adiacente, ceea ce nu s-a întâmplat până în momentul de față, mai spune Primăria Municipiului București.